Un incendiu a mistuit o casă astăzi la primele ore ale dimineții pe strada Soarelui. Pompierii au ajuns repede, iar misiunea n-a fost deloc ușoară. Au intervenit cu două auto speciale cu apă și spumă și echipajul Smurd a intervenit imediat. Au transportat de urgență la spitalul județean pe femeia rămasă fără casă. Nimic n-a mai rămas din locuința femeii de 52 de ani, care de 2 ani, de când i-a murit mama, a rămas singură pe lume. Casa de la numărul 51 este împărțită în trei. Femeia locuiește în ultima parte a imobilului, în părțile dinspre stradă, avându-și domiciliul alte două familii fără vreo legătură între ele. Tot ce au putut face angajații ISU a fost localizarea incendiului, care ar fi putut lăsa încă două familii fără acoperiș deasupra capului. Tanti Maria, de 82 de ani, a fost de departe cea mai afectată. Are perete comun cu femeia care a declanșat focul. Aceasta a avut nevoie de îngrijiri din cauza panicii care a cuprins-o. Vecinii cunosc problemele de sănătate ale femeii, dar spun că s-au săturat. Le este greu să mai conviețuiască cu persoana care le face viața grea și nu mai știu cine ar putea pune capăt acestei situații. Se pare că femeia căreia i-a ars casa nu este responsabilă de faptele sale, după cum povestesc vecinii. A mai avut tot felul de reacții deplasate, dar de data aceasta efectele puteau fi dezastruoase pentru toți locatarii imobilului. Păi i-a luat foc, a dat foc chiar. Ia a dat foc. Eu de la sitări? O cunoașteți? Da, da. Păi dacă e vechea noastră, ai... De ce a dat foc? Nu mai e normal. E nenorocit casă. La câte case s-a extins focul? La două, uite. O cunoașteți pe femeia care și-a dat foc? Da. Mai multe despre cele întâmplate astăzi pe strada Soarelui aflați într-o ediție specială marca TV Giurgiu imediat după jurnalul de știri.